800.000 de români care nu mai pot plăti ratele și vor să scape de datorii erau anunțați drept posibil beneficiari ai dării în plată de inițiatorii legii. La 4 luni de la intrarea în vigoare a actului normativ, numărul notificărilor primite de bănci este departe de această cifră. Ultimele informații pe care le aveam noi erau undeva pe la 4.100 cereri pentru dare în plată. Dintre acestea au fost câteva sute, nu foarte multe, care au reprezentat într-adevăr condiții sociale. Probabil că cei care au de gând să dea în plată așteaptă pe viitor, respectiv pe data de 11 octombrie, pronunțarea din partea Curții Constituționale pentru a avea certitudinea că în momentul în care vor apela la legea dării în plată, nimeni și nimic nu va putea să-i repună în situația anterioară. Bancherii au trimis 250 de sesizări la Curtea Constituțională. Oficialul BNR spune că ponderea investitorilor imobiliari care au preferat să-și dea în plată proprietățile este mare. Am avut destule multe cazuri, câteva sute de cazuri, cu două sau mai multe credite. Numărul maxim de credite pentru care s-a solicitat darea în plată este de 8. Este vorba, în mod evident, de decizii de investiții care au intrat, bine mersi, pe ușa din dos, într-o lege care spunea că vrea să-i apere pe cei cu probleme sociale. Există loc de îmbunătățire a legii. O spun și oficialii BNR, dar și avocații românilor care au apelat la darea în plată. Evident, motivele diferă. Temerea mea este să nu ne trezim că vom avea oameni care stau, nu plătesc nimic un an de zile, după care încep procedurile de executare silită cu băncile, mai stau încă un an fără să plătească, după care zic, luați cheile, dare în plată. Legea nu împiedică câtuși de puțin așa acest comportament antisocial. Pe de altă parte, avocații cer clarificări pentru cei aflați în plin proces de executare silită și care vor să beneficieze de lege. Băncile se pot folosi de somațiile executorilor pentru a refuza să preia imobilele. În momentul de față discutăm de un impediment real de a putea da în plată, fiindcă executorul judecătoresc are dreptul la plata unui onorariu, el nu își ridică somația imobiliară, chiar dacă creditorul face cerere de renunțare la executarea silită, acea sarcină din cartea funciară până nu își plătește onorariu, fie creditorul, fie debitorul. Legea dării în plată a intrat în vigoare pe 13 mai.